Șoan, comedie de Molière. Traducere de Alexandru Chirițescu. Adaptare radiofonică de Virgil Teodorescu. În setea lui de aventuri galante, Don Juan a prins în mrejile sale pe frumoasa Dona Elvira și, răpind-o din mănăstirea în care își ducea de bunăvoie viața, a luat-o de soție. Scurtă și amăgitoare fericire, căci iată-l părăsind-o într-una nestatornic, nerăbdător să înceapă o altă aventură. E dimineață încă și în fastuosul lui palat, Guzman, servitorul Elvirei, și Zganarel, valetul lui Don Juan, sporovăiesc cum se pricep despre această ultimă întâmplare. Orice ar spune Aristot și toți filozofii la un loc. Nimic nu e mai bun pe lume ca tabac. E singura slăbiciune a oamenilor cum se cade. Și cine nu trage tabac, nu e vrednic să trăiască. Da, da. E, da, să lăsăm asta și să vorbim mai bine de treburile noastre. Vă să zic că, scumpul meu Guzman, stăpâna ta, Dona Elvira, nedumerită de plecarea noastră, ne-a luat urmă. Așa, așa, da. Și după cum spui tu, inimioara ei, pe care stăpânul meu am flecărat-o atât de vârtos, nu i-a dat pace până n-a târât-o încoace. Vrei acum să-ți spun și eu părerea mea? Spune, Scarare. Tare mi-e teamă că dragostea ei n-are să fie răsplătită cum se cuvine. Da, da, că degeaba a venit în orașul acesta și că era mai cu minte dacă rămâneați pe loc. Pe ce te întemeiezi vorbind astfel? Spune-mi, te rog, Scanarel, de unde pornește teama ta? Stăpânul tău ți-a destăinuit ceva și a deschis inima față de tine? Nu mi-a spus nimic, dar mi-a fost destul să văd meleagurile astea și eu, care pricep cum merg treburile, dar fără să-mi destăinuie nimic, aș fi în stare să pui rămășag că se petrece ceva. Nu, s-ar putea totuși să mă înșel, deși, după câte am văzut până acum, am ajuns să judec lucrurile cu destulă limpezime. Atunci plecarea voastră neașteptată e o dovadă că Don Juan o înșală pe Dona Elvira? Stăpânul tău ar fi în stare să pângărească neprihănita ei iubire? Asta nu tocmai fiindcă e tânăr și nu prea îndrăsnește, dar... Oare un bărbat așezat pe o treaptă atât de înaltă e în stare să săvârșească o faptă atât de rușinoasă? Ai nimerit-o, împlăcuși cu treapta ta. Dacă îți închipui că treapta, oricât de cocoțat ar fi, e în stare să împiedice o ticăloșie. Dar bine, adu-ți aminte că e legat prin sfintele taine ale căsătoriei. Bietul meu Guzman, bunul meu prieten, se vede că nu-l cunoști încă pe Don Juan. Dacă e în stare să ne facă nelegirea asta, atunci ai dreptate să spui că nu-l cunosc când te-a ajuns. Dar cum ar fi cu putință să-și calce legământul? După atâta dragoste, după atâtea mărturisiri pătimașe, după atâtea înfrigurate așteptări, după atâtea suspine și lacrimi vărsate, până la fapta nebunească ce-a pus vârf la toate când a răpit-o pe Dona Elvira din mănăstire ca să o supună patimii lui nepotolite. Eu nu-l mai înțeleg. Eu am început să-l cam înțeleg. Na, și dacă l-ai cunoaște pe acest domnișor, ți-ai dat seama că pentru el lucru nu e deloc greu. Cum? Nu, mai întâi, eu nu ți-am spus că n-ar mai iubi-o pe Dona Elvira, fiindcă nu sunt încă încredințat de asta. Tu știi că mi-a dat poruncă să pornesc înaintea lui. Da. Și de când a sosit aici, n-a suflat o vorbă. Dar așa, ca măsură de prevedere, pot să-ți mărturisesc între noi, că stăpânul meu, Don Juan, e cel mai mare ticălos pe care l-a răbdat pământul. Da, un turbat, un câine, un diavol, un păgân spurcat, un eretic, care nu crede nici în rai, nici în iad, care își trăiește viața ca o adevărată fiară turbată, care își astupă urechile la toate mustrările creștinești și socotește drept mofturi toate învățămintele în care noi, ceștilalți, credem cu tărie. Da. Îmi spui că a luat-o în căsătorie pe stăpâna ta?
Da. Oh, dar ca să spotolească patima, s-ar fi însurat și cu tine. Cu? Și cu câinele, și cu pisica, doamne Elvira. Oh. Ah, nu, căsătoria pentru el e un fleac, o capcană cu care prinde femeile frumoase. Se însoară la nimereare, cu cine îi cade în plasă? Văduvă sau fecioară, boieroaică, târgoveață sau țărancă, n-are a face. Dacă ar fi să ți le înșir pe toate câte le-a luat de neveste, n-aș mântui până diseară. Da, da. Oh, oh. Văd că te-ai învinețit la obraz și ai rămas cu gura căscată. Dar până acum nu ți-am zugrăvit decât o latură a jupânului nostru. Fiindcă dacă ar trebui să ți-l încondeieze în întregime, ar trebui altă bidinea și mai întunecată. Oh. Într-un cuvânt, mă mir că mânia cerească nu l-a trăsnit până acum. În ce mă privește, mai curând aș fi sluga diavolului decât a lui. Și ți-ar aș vrea să-l înghită de viu pământul ca să nu mai văd grozăfiile pe care le-am văzut. Cu toată scârba mea, sunt silit însă să-i rămân credincios. Cum? Mai frica ține loc de sârguință. Frica mă încătușează simțirea adevărată și mă îmbrâncește să primesc drept bun și vrednic de laudă a ceea ce inima mea respinge cu silă. Oh. Oh. Dar iată-l, se învârte prin palat, da. Se îndreaptă încoace, haide, pleacă de aici și destupă urechile la ce-ți spun. M-a cam luat gura pe dinainte, dar află că de-i ajunge cumva la ureche o vorbă din câte ți-am destăinuit aici, am să strig sus și tare că ești un mincinos. No. Haide, haide, pleacă, pleacă. Cu cine stăteai de vorbă? Mi s-a părut mie sau era Guzman al donei Elvira? Vi s-a părut și nu vi s-a părut. Mai mult vi s-a părut, deoarece vi s-a părut ceea ce era de părut. Va să zic că el era. Chiar el. Și când a sosit în oraș? Aseară. Aș putea să știu ce pricină l-aduce? O pricină despre care cred că vă cam dați cu bănuiala. Plecarea noastră neașteptată, fără îndoială. A, bietul om e zdrobit cu totul și nu știe ce să creadă. Tu ce i-ai spus? Că habar n-am, că nu mi-a suflat niciun cuvințel. Da, tu, ce crezi? Tu cam ce bănuiești? Eu cred că și-a vărât coada vreo dragoste nouă. Asta e părerea ta? Asta. Atunci ai ghicit. Și dacă ții să știi cu tot din adinsul, află că o făptură nouă a gonit din inima mea dragostea pentru Elvira. Prelegea mea, nimeni pe lume nu-l cunoaște pe Don Juan mai bine ca mine. Inima dumitare, stăpâne, e un trepăduș fără pereche căruia îi place să hoinărească din dragoste în dragoste fără răgaz și nu poposește nicăieri. Și nu găsești că am dreptate să mă port în felul ăsta? Asta, stăpâne... Cum adică? Lămurește-mă. La urma urmelor ai toată dreptatea. Dacă așa vrei dumneata, nu e chip să o întorci altfel. Dar... dacă n-ai vrea dumneata, atunci s-ar schimba lucrurile. Ascultă, îți dau îngăduința să nu mi-ascunzi nimic și să-ți arăți deschis părerea. Atunci, stăpâne, dă-mi voie să-ți spun verde că eu nu încuviințez purtarea dumitale și socot că nu e frumos să iubești așa, în dreapta și în stânga, cum faci dumneata. Cum? Ai poftit să mă leg de cea din tâi făptură întâlnită? Să mă lipsesc pentru ea de tot ce m-ar mai îmbia pe lume? Să mă leg la ochi ca să nu mai văz nimic în jurul meu? Să rămâi credincios mereu unei singure iubiri? Să mă îngrop de viu și din fragedă tinerețe să fiu mort pentru atâtea alte frumuseți care mi încântă privirile? Oh, mulțumesc pentru cinstea de a trece om de cuvânt și bărbat credincios. Nu, asta nu. Statornicia e bună doar pentru gugumani. Toate femeile frumoase au datoria să ne scoată din minți și cea care a avut norocul să ne întâlnească întâi n-are și dreptul de a le lipsi pe toate celelalte de prin osul înflăcărat al inimilor noastre. Pe mine frumusețea mă turbură oriunde o întâlnesc și mă supun cu încântare dulcilor lansuri cu care ne subjugă. Oricum ar fi judecată purtarea mea, nu-mi pot înăbuși inima când văd ceva care îmi place. Ce dulceață fără seamăn e să cucerești cu mii de meșteșuguri inima unei fete tinere și frumoase, cu lacrimi, cu suspine, cu avânturi înflăcărate, pui stăpânire pe o inimă care se împotrivește și luptă cu toate armele nevinovăției, ce nu vrea să se dea bătută.
pas cu pas, înfrângi una după alta toate împotrivirile, îi nimicești toate gândurile curate din care își face o fală și o mâni încet, încet, domol de tot unde vrei tu. Dar după ce ai devenit stăpânul ei, nu mai ai nimic de adăugat și nimic de dorit. Toată flacăra patimei s-a stins și înțepenești în toropeala unei iubiri al cărei farmec a apus. Dacă, bineînțeles, o altă făptură nu se ivește care să trezească din nou dorințele ațipite și să-ți poftească inima la sărbătoarea împietoare a unei noi cuceriri. Nimic nu poate frânge avântul dorințelor mele și am o inimă în stare să iubească tot pământul. Întocmai ca Alexandru, aș dori să mai existe și alte lumi ca să pot întinde și asupra lor cuceririle mele de dragoste. Sfântă născătoare, cum îți turie gura, stăpâne. Eu s-o cot că le-ai învățat din carte că prea le spui pe nerăsuflate. Eh, acum ai ceva de zis? Da, păi, dacă e vorba de zis, n-aș prea avea cine știe ce de zis. Fiindcă așa cum învârtești dumneata lucrurile, parcă ai avea dreptate. Dar dacă e vorba pe dreptate, apoi drepte e că... N-ai dreptate. Vorbile dumitare însă mi-au turburat toate gândurile cele bune. Las că știu eu ce am să fac altădată. Am să aștern frumos pe hârtie tot ce mi se pare mie că e drept și pe urmă mă iau la harță cu dumneata. Ar fi mai nimerit. Dar oricum, fiindcă mi-ați dat încuvințarea, pot să spun de pe acum că viața pe care o duceți a început să nu mai îmi placă deloc. Cum? Dar ce fel de viață duc? Destul de bună, n-am ce zice. Însă... De pildă, ce-ar fi dacă nu v-ați mai însura în fiecare lună ca până acum? Oh, dar nimic nu e mai plăcut pe lume. Asta e adevărat. Îmi dau seama că trebuie să fie foarte plăcut și foarte înveselitor lucru și pe legea mea aș face și eu la fel. Dacă nu m-aș gândi că îmi bat joc de sfânta taină... Asta ne privește pe Dumnezeu și pe mine. Ne descurcăm noi amândoi și fără ajutorul dumitale. Se poate, stăpâne. Ține-ți gura de șuchiatule. Ți-am spus de atâtea ori că nu-mi place să aud un străr. O, ferească Dumnezeu, stăpâne. Dar ce, eu vorbesc de dumneata. Dumneata știi prea bine ce faci. De crezi ori nu în cele sinte, te privești. Dar se nimeresc așa pe lume mucos, obraznici, necredincioși fără să-și dea seama care-i fac pe grozavii, fiindcă își închipui că le șa de bine. Uite, dacă aș avea în fața mea un domnișor din trăștea, i-aș pune fără înconjur privindu-l drept în ochi. Tocmai tu te-ai găsit, râmă târătoare, secătură ce ești! Nu, e vorba de domnișorul de-a dineauri. Să bagiocorești ce cinstește o lume întreagă. Îți închipui că dacă ești de neam mare, dacă porți perucă, bălaie și cârlionți cu meșteșug, în pene la pălărie, haină muiată în fir și cordelușe ca para focului... Nu, e vorba, bineînțeles, nu de dumneata, ci de celălalt domnișor. Îți închipui, cum am zice, că ești mai dibaci decât alții, că totul ți-e îngăduit și că nimeni n-are voie să-ți vorbească pe șleau? Ura! Poftim. Gură. Și acum e rândul dumneavoastră. Ce aveți de spus? Am de spus că sunt îndrăgostit de o femeie și că robit de farmecele ei am ajuns în orașul acesta. Cum? Și nu te temi, stăpâne, de întâmplarea cu moartea comandorului ăluia pe care l-ai ucis acum vreo 6 luni? Să mă tem de ce? Nu l-am omorât bine? Aha, ba da, chiar prea bine. N-ar avea niciun drept să se plângă. De altmintere am fost iertat pentru isprava asta. Se poate, dar iertarea stăpânirii nu stinge și dorul de răzbunare, ura neamurilor, a prietenilor. Să nu ne gândim la relele pe care ni le poate aduce ziua de mâine, ci numai la plăcerile pe care ni le poate dărui. Făptura despre care ți-am pomenit este o fată nespus de frumoasă, logodită de curând și care a fost adusă aici de cel care urmează să-i fie bărbat. Întâmplarea a făcut să-i văd pe tineri îndrăgostiți cu vreo 3-4 zile înainte de a porni în călătorie. Priveliște iubirilor, de plin împărtășite, m-a mișcat adânc. Am simțit o pișcătură la inimă și dragostea mea s-a zămislit din gelozie. Aoleu! Da, așa a fost. La început mă supăra faptul că prea se arătau îndrăgostiți unul de altul. Necazul îmi biciuia dorințele și îmi spuse că nu e plăcere mai mare decât să le stric dulcea lor înțelegere, să sfâșii legăturile pe care inima mea turburată nu le mai putea încuvința. Dar până acum toate silințele mele au fost zadarnice. De aceea voi folosi singurul mijloc ce mi-a mai rămas.
Tânărul logotnic și-a poftit pentru astăzi iubita la o plimbare pe mare. Fără ca tu să știi nimic, am pregătit astfel lucrurile ca dragostea mea să iasă biruitoare. Am tocmit o barcă, oameni de ajutor, astfel încât foarte ușor o voi putea răpi pe frumoasa mea. Altă trăsnaie. Ce-ai spus? Nu, că ați făcut-o foarte bine și că nu se putea altfel. Nimic nu e mai cu minte pe lume decât să-ți faci pe pofta inimii. Atunci fii gata să mă întovărășești și adu-mi și armele, fiindcă nu știi niciodată cum... Oh! Uit-o pe Elvira în fața casei. Vânzătorule, de ce nu mi-ai spus că e și aici? Dacă nu m-ai întrebat, stăpâne... Dar ce? E nebună de nu și-a schimbat rochia și umblă prin oraș îmbrăcată ca la țară? Binevoiești oare, Don Juan, să dai un semn că m-ai recunoscut? Și pot nădăjdui de la milostivirea dumitale că ai să întorci privirile spre mine? Mărturisesc, doamnă, că sunt uimit, fiindcă nu mă așteptam deloc să te întâlnesc aici. Îmi dau prea bine seama că nu mă așteptai și văd că ești uimit, dar nu cum așteptam eu. Așa că îndemnată sunt să cred cu prisosință ceea ce nu îndrăzneam să-mi închipui. Dar cum puteam, neștiința mea, în slăbiciunea inimii mele, să mă încredințez de o trădare, oh, pe care astăzi atâtea dovezi o întăresc? Am fost prea bună sau, de ce n-aș mărturisi eu, prea proastă de m-am înșelat pe mine însă. Dar, doamnă... Și-am tăgăduit cu încăpățânare ceea ce ochii și judecata mea au înțeles cu prisosință. Dragostea mea a căutat mereu pricini ca să dezvinovățească răceala dumitale, din ce în ce mai fățișe față de mine. Și singură am făurit sute de îndreptățiri plecării dumitale atât de neașteptate. Fireștile mele bănuieli zadarnic se trezeau că eu îmi astupam urechile la glasul ce-mi striga că ești un ticălos. O, doamne! Și ascultam în schimb cu îngăduință atâtea înșelătoare bâiguieli care îmi șopteau că ești nevinovat de nemicirea inimii mele. Dar, în sfârșit, chipul cum mă primește acum nu mai lasă loc pentru nicio îndoială. Și uitătura rea pe care mi-a zvârlit-o îmi spune mai mult chiar decât aș fi vrut să aflu. Cu toate acestea, aș dori să știu din gura dumitale pricina pentru care m-ai părăsit. Vorbește, Don Juan, te rog să vorbești, fiindcă vreau să văd cum ai să te dezvinovățești. Doamnă, uite-l pe Zganarel, care știe ca și mine pentru ce am venit aici. Eu, stăpâne, eu habar n-am. Ce mă bagi pe mine? Atunci, Zganarel, vorbește dumneata. La urma urmii, ori de unde ar veni dezvinovățirile, e tot una pentru mine. Hai deodată, vorbește-i, stăpânii tale. Dar ce vrei să-i vorbesc? Apropie-te, fiindcă așa vrea dumnealui, și spune-mi, care a fost pricina acestei plecări atât de pripite? Hai să răspunzi odată. N-am nimic de răspuns. Prea de tot îți bați joc de mine, stăpâne. Vrei să răspunzi? Stăpâne! Da, ce este? Stăpâne! Hai să... Stăpâne! Stăpâne, marii cuceritori, Alexandru și alte năzbâtii de soiul ăsta sunt pricina plecării noastre. Și... Asta e tot ce știu să răspund, stăpâne. Ești bun să-mi lămurești, Don Juan, ce se ascunde sub vorbele lui încălcite. La urma urmelor, doamnă, dacă dorești să afli cu orice preț... Ce slab știi să te aperi, cu toate că ești trăit la curte și s-ar cuveni să fii obișnuit cu toate vicleșugurile. Îți mărturisesc că mi-e milă văzându-te în ce încurcătură te zbați. De ce nu-ți încunun fruntea cu o trufașă obrăznicie? De ce nu-mi juri că-mi păstrezi mereu același simțiminte? Că mă iubești cu aceeași înflăcărare ca mai înainte și că numai moartea e în stare să te desprindă de mine? De ce nu-mi spui că treburi foarte însemnate te-au silit să pleci, fără ca să mă înștiințezi măcar
că fără voia dumitale urmează să mai întârzi câteva vreme aici, astfel încât nu mai rămâne decât să mă întorc de unde am venit, încredințată că te vei înapoia de îndată ce va fi cu putință. Că nu o să poți răbda să stai departe de mine și că lipsit de făptura mea ești ca trupul despărțit de suflet. Îngăduiți-mi, doamnă, să vă mărturisesc că n-am darul prefăcătoriei și că inima mea nu cunoaște înșelăciune. Nu pot să spun că mă stăpânesc față de dumneata aceleași simțăminte ca odinioară, nici că ard de nerăbdare să te urmez, fiindcă dacă vrei să afli adevărul, am venit aici ca să fug de dumneata. Și asta nu din pricinile pe care ți le închipui, ci fiindcă conștiința mea nu mi mai îngăduie să trăiesc cu dumneata ca un păcătos. Au început să mă chinuiască gânduri negre, doamnă, și mi-am deschis ochii inimii asupra nelegiuirii pe care am făptuit-o. M-am gândit îndelung și mi-am zis că pentru a te face soția mea te-am răpit de la mănăstire, că ai zdrobit un legământ sfânt care era de dincolo de lume, că cerul e neînduplecat în asemenea împrejurări. Mă chinuie remușcări și mi-e teamă de mânia dumnezeiască. Căsătoria noastră o socotesc un sacrilegiu și nimic mai mult, în stare să abată asupra capetelor noastre blestemul de sus. Și atunci mi-am zis că datoria mea e să încerc să te uit și datoria dumitale să te întorci la cătușele din care te-am smuls. Cum să îndrăznesc, oare, doamnă, să mă împotrivesc unei atât de cucernice porniri și păstrându-te pentru mine să mă încaier cu Dumnezeu? Dorești oare ca eu? Ticălosule, acum de-abia te cunosc cu adevărat și spre nenorocirea mea te cunosc că nu mai pot îndrepta nimic, ci dimpotrivă să-mi sporesc și mai mult cumplita deznădejde. Dar află că nelegiuirea nu va rămâne nepedepsită și că cerul cu care te joci acum va răzbuna înșelăciunea ta. Scanarel, o auzi? Vorbește de cer. Puțin ne pasă nouă de cer. N-am dreptate, stăpâne. Doamne! Destul! Nu țin să aud mai mult și mă învinovățesc că am ascultat și atât. O inimă trufașă e datoare să se hotărască într-un fel. Să nu-ți închipui că am să-i zbucnesc aici mustrări și ocări. Nu! N-am să mirosesc mânia învăicărel zadarnice. Am să-mi păstrez toată dârzenia pentru răzbunarea ce va veni. Doamne! Fiindcă-ți spun încă o dată, cerul mă va răzbuna, înșelătorule, pentru ticălușia pe care-i săvârșit-o față de mine. Dacă ți-e teamă de mânia cerească, apoi teme-te și de mânia unei femei bajucorite. Dacă l-ar năbuși măcar remușcarea. Și acum e timpul să ne gândim la noua noastră ispravă de dragoste. Vai, ce stăpân nelegiuit mi-a dat să slujesc. În după amiaza aceleiași zile, pe țărmul însorit al mării, un flăcău și o fată din satul învecinat, care se aveau de multă vreme în vorbă, Pierrot și Charlotta, s-au întâlnit ca de obicei în colțul lor ferit. Și Pierrot îi povestea Charlotta. Ascultă, Charlotte! Din fir de păr a târnat să nu se nece amândoi. Noroc că m-am nimerit eu pe acolo. Să fi fost vântul de azi dimineață de-au căzut bâldâbâc în mare? Stai, stai o leacă să spui cum s-a întâmplat tot, din fir până nață. Că vorba ăluia, eu i-am ochit întâi. Că dacă nu i-o cheam eu întâi... Uite cum s-a întâmplat. Ia, spune. Eram acolo, pe mal, eu și cu burtosul de Lucas și ne hârjoneam zvârlind unul în altul cu bulgări de pământ.
Și cum ne hârjoneam noi, fiindcă spusei că ne hârjoneam. Da. Ce să văz? Ha, departe ceva se vânzolea parcă printre valuri și se căsnea și se opintea parcă spre noi. Vedeam cum te văz. După aia, vedem noi că nu mai vedeam. După aia, vedem că vedeam. Măi, Lucas, parcă ar fi niște mușterii care înoată spre țărm. Ce tot îndruge acolo zice. Ei, tu ia seama la ce spui, că doar nu zănatic, sunt oameni. Dar de unde mai scorne și pe asta? Zice, ascultă-mă pe mine, ai orbu găinilor. Pui rămășac, zic că n-am orbu găinilor, că sunt doi mușterii care vin în noți spre noi. Mă prind pe cât vrei, zice că spui prostii. Atunci punem rămășac pe 10 firfirici, zic, că eu am dreptate. Bucuros, zice, și dacă ții, poftim gologanii. Eu, mă știi tu pe mine, nu sunt nici strântin, nici măselariță n-am băut. Am scos din brug gologanii. 5 bucăți de câte 2 firfirici. Lasă că știam ce fac, sunt om cu cap. Și hop, n-apucăm să încheiem rămășagul, că și zărim preț de o aruncătură de băț pe mușterii mei, făcându-ne semn să le sărim într-ajutor. Da, eu cu gândul la rămășag zic, ascultă, Lucas, îi vezi cum ne cere să-i scăpăm? Hai, iute, să-i scoatem la mal. Da? Să-i scoată satana, că eu nu-i scot. Am pierdut atâția bani în pricina lor, zice. Și ce să spui, atâta l-am dăscălit și l-am socrit, că a dat Dumnezeu de s-a muiat și am sărit amândoi într-o luntre, de i-am scos bun zdraven din apă. Pe urmă, i-am dus acasă și i-am așezat lângă vatră, că era uzliarcă, da. Și i-am despuiat de straile de păi, dar au rămas în pielea goală, cum i-a făcut mâne sa. Și tot din ceata lor a mai venit doi. Și pe urmă, hop, și Maturin. Da, de-a început să-i facă cu ochii dezmățații. Și ia că așa a fost Charlotte, după cum îți povesti. Așa o fi, da, dar când spusese și mai înainte că era unul din ei mai arătos. Da, ăla e stăpânul lor. Da, trebuie să fie vreo mărime pe la el pe acolo, că e tivit cu fireturi din crește până în tălci. Da, să știi că nici ei de-l slujesc nu sunt neam prost. Na, sunt și ei boieri, albăstreață de... dar cât o fi el de vițe aleasă, ăl de-i mai mare peste ei, dormea acum somnul dreptilor în fundul mării, de nu săream noi să-l tragem la mal. Nu mai spune. De nu săream noi să sfârșea cu el. O mai fi acasă? Și tot în pielea goală o fi? Da, nu o fi proastă. L-am îmbrăcat noi de cum l-am adus acasă. Mai că n-am mai pomenit așa ceva. Ce? Ce chichiță și ce mofturi la boierii ăștia mari. Să vezi și să nu crezi, am înlemnit, nu alta. Să vezi, Charlotte, au un soi de păr. Păr? Da, dar nu dă-l de crește pe cap, nu, altul, care îl scot și-l așează la loc, pe scăfârlie, ca un ghiomotoc de câlți. Și mai au un soi de cămăși cu niște mâneci, de intrăm amândoi, și tu și eu în ele. Și niște nădragi, numai crețuri, că dacă i-ai descreți și i-ai întinde, ai ajunge de la Paș la Sânt Petru. Și în loc de surtuc, o sărăcie de cața vei, că de nu le acopere nici buricul. Maică, haram de așa cața vei, că... Mă duc atunci să văd și eu. Gata-ți treaba, fată, că eu am ceva de vorbit cu tine. Ce vorbă te găsit tocmai acuși? Charlotte, ascultă-n coap. Pe mine mă roade ceva la inimă. Tu știi că mi-ești dragă și o să ne luăm amândoi. Dar ce să spui, de la o vreme nu-mi place deloc ce văd eu la tine. Ce te-ai găsit, omule? M-a găsit că-mi faci mare supărare. Eu ție? Tu nu mă mai îndrăgești ca înainte. Vezi, te treabă, băiete. Altceva n-ai mai găsit să trâncănești? Dar socot că atât e destul. Nu fi prost, băiatule, că mi-ești drag. Așa dragoste mai bine lipsă. Dar ce vrei să fac ca să te mulțumesc? Să faci ce face omul când îndrăgește pe cineva. Dar nu te îndrăgesc destul? Nu. Când îndrăgești cu adevărat, fată, hăi, păi nu știi ce parascoveni și drăcoveni să mai scornești ca să intri în voia celui ce-l îndrăgești din tot sufletul. Dacă așa e firea mea, n-am să mă schimbă acum de pofta. Și firea se schimbă cât e ea de fire. Și pe urmă, dacă ții la cineva, îi arăți și lui măcar cu un semn. Ia ascultă încoace și nu mai îmi bate capul. Te iubesc cum e felul. Și dacă nu-ți place, caută-ți altă drăguță. Da, făgăduiești că ai să mă iubești mai tare dacă înainte? O să fac și eu ce-i putea. Dar ai răbdare, că dragostea vine de la sine. Ia stai, Piero. Ce? Ăsta e boierul al mare despre care mi-ai povestit? Ăsta e, uite-l că vine încoace.
Întregălașe. Ah, și mare păcat ar fi fost de s-ar fi înnecat. Eu mă duc să-i trag o înghițitură de rachiu, să-mi vină inima la loc după o pinte aluată din aur. Cu bine. N-am nimerit-o, Zganaren. Din pricina furtunii acelea neașteptate, toate socotelile noastre s-au răsturnat odată cu barca. Dar nu-mi pare rău, fiindcă țărâncuța de care m-am despărțit din aur, m-am înghiat cu prisosință și farmecele ei au șters tot necazul neizbânzii. Ce să spui, stăpâne, mă uimești. Am fost la doi pași de pe ire și în loc să mulțumesc merit lui Dumnezeu că i-a fost milă de noi și ne-a scăpat de ceasul rău, dumneata te dai peste cap să-i răscolești din nou mânia cu năzdrăvăniile dumitare obișnuite și cu dragostele. Așa? Ține-ți gura, păcătosule, tu nu știi ce vorbești. Stăpânul știe ce face. Ei, dar de unde e și fetișcana asta? Ia uite-te la ea. Ai văzut ceva mai minunat pe lume și nu ești de părere că prețuiește cel puțin cât cealaltă? Aha, cum de nu, stăpâne? Alta la rând. Cui să mulțumesc frumoasă pentru întâlnirea asta atât de plăcută? Cum e cu putință ca pe dâmburile acestea de țară, la umbra copacilor și a stâncilor de pe aici, să se nimerească făpturi ca dumneata? Se nimerească. De ce să nu se nimerească? Ești din satul învecinat? Da, domnule. Acolo locuiești? Acolo, domnule. Cum te cheamă? Charlotte, cu voia dumitale. Frumoasă fată și are niște ochi că te pătrund în suflet. Vai, domnule, nu mai spune de al de astea că roșesc toată. Ba, n-ai de ce să roșești, fiindcă ce spun e adevărul adevărat. Tu ce zici, Scanare? Păi ce să zic? E cu putință ceva mai încântător. Ia, întoarce-te din cel, fetiță. Așa? O, ce mijlocel bine prins. Te rog, ridică tu nițel capul. Așa? O, ce obrăjor minunat. Ai, domnule. Deschide ochii. Deschide-i bine, așa. Ce scânteieri orbitoare. Și acum, ia să vedem dințișorii. Mărgăritare, nu altceva. Și buzele îți vine să le strivești sub sărutări. Domnule. În ce mă privește, sunt mulțumit. Și în viața mea n-am văzut o fetișcană mai fermecătoare. Zici dumneata așa, dar eu tot cred că îți bați joc de mine. Eu îmi bat joc de tine? Să mă pedepsească Dumnezeu dacă nu spun adevărul. Mi-ești prea dragă ca să te mint și te încredințez că-ți vorbesc din adâncul sufletului. Dacă e așa cum spui, îți rămân îndatorată. Mie să nu mă rămâi cu nimic îndatorată. N-ai de ce. Frumuseții dumitale să-i fie recunoscătoare. Vorbești prea frumos, domnule, pentru o biată fată ca mine și eu n-am neșteșugul dumitale ca să-ți răspund la fel. Zganarel, ia privește-i mâinile. Aoleu, stăpâne, sunt negre ca fundul ceaunului. Ce tot vorbești, nepriceputure? Sunt mâinile cele mai frumoase de pe lume. Îmi îngădui să ți le sărut, minuno. Prea mare cinste pentru mine. Și dacă știam ce le așteaptă, le fricam acasă cu tărâță. Ia spune-mi acum, frumoasă Charlotte, nu cumva ești măritată? Nu sunt măritată, dar o să mă mărit cât de curând cu Pierrot, feciorul unei vecine de-a noastră, Simonet. Cum se poate? O ființă ca dumneata, soția unui țăran de rând? Cum? Nu e cu putință ca atâtea farmece să fie pângărite și apoi nu ești făcută să-l încezești la țară. Ți se cuvine o soartă mai bună și cerul care te are în dreapta lui pază m-a mânat într-adins încoace pentru ca să împiedic căsătoria ta și să răsplătesc cum se cuvine minunatele daruri cu care te-am podobit. Fiindcă frumoasă Charlotte, te iubesc din adâncul inimii mele și atârnă doar de dumneata ca să-ți croiesc altă soartă. Ca să vorbim pe șleau, domnule, nu știe ce să creadă omul când te ascultă. Pe de-o parte mă bucură foarte cele ce îmi spui și inima îmi dă ghis să te crede. Pe de altă parte însă am auzit și eu pe la noi că pe boier să nu-i crezi niciodată pe cuvânt. Că dumneavoastră, domnișorii de la oraș, vă pricepeți grozav să suciți capul fetelor. Eu nu sunt dintre aceia. El nu, e feritul astfel. Și de-aia vezi, dumneata, domnule, nu e nicio bucurie să te lași trasă pe sfoară. Eu sunt o biată fată de țară, dar cu cinste am fost învățată. Și decât să-mi pierd cinste, mai bine să-mi pierd viața. Cum? Mă socoți atât de negru la suflet?
Crezi că aș putea să-mi bat joc de o ființă ca tine? Mi-ești dragă, Charlotte, așa cum trebuie și cum e cinstit să-mi fii dragă. Și ca să-ți dovedesc că spun adevărul, iată, sunt gata să te iau de nevastă. Da. Ce altă dovadă mai puternică de iubire ai mei dori? Oricând vrei, eu gata sunt. Și ca să-ți arăt că făgăduința mea nu e vorba de șartă, îl iau martor pe tovarășul de colo. Da, așa e cum spune, să n-ai nicio teamă. Da, te ia de nevastă de câte ori ți-o pofti inima. Îmi dau seama că nu mă cunoști deloc, Charlotte. Nu fi însă nedreaptă cu mine și nu mă pune în rândul mincinoșilor care n-au altă treabă decât să sucească capul fetelor. Da. Te rog să nu te îndoiești nicio clipă de adevărul spuselor mele. Dar... Și apoi, la drept vorbind, frumusețea ta e cea mai bună chezășie. Când te-a făcut Dumnezeu cum te-a făcut, n-ai dreptul să te temi de nimic. N-ai nici pe departe înfățișarea unei ființe sortite să fie înșelată. Iar în ceea ce mă privește, mi-aș străpunge inima cu o mie de cuțite numai la gândul că te-aș putea necinsti. Spui drept ori nu mă păcălești. Dar în zadar mă frământ. N-am încotro. Trebuie să te cred. Trebuie să mă crezi, fiindcă altminte prea ai fi neîndurătoare cu mine. Și ca încheiere, te întreb încă o dată dacă vrei să-mi fii soție. Primești sau nu primești să fii nevasta mea? După să văd ce zice și dușa. Atunci dă mâna, Charlotte, dacă primești cu adevărat. Fie. Dar te rog frumos, domnule, să nu-ți faci urâs cu mine. Că eu din toată inima fac ce vrei dumneata. Să faci și dumneata la fel. Dar ce înseamnă asta? Tot te mai îndoiești de buna mea credință? Pe ce vrei să jur? Uite, cerul să mă... Stăpâne, nu te jura că eu te cred pe cuvânt. Și acum dă-mi o sărutare ca arvuna legământului nostru. Cu sărutarea ai un pic de răbdare până ne-o încuruna, că pe urmă te-ai pupa de câte ori ți-o dai inima brânci. Atunci fie cum vrei tu, frumoasă Charlotte, dar mâna poți să mi-o dai, fiindcă vreau să-ți dovedesc cu mii de sărutări încântarea ce... Cine mai ieși nespălatul ăsta? Mai, domnul Cucoane, ține-ți firea, nu te încinge așa, ca să capeți aprindere la bojoci. Ce vrea obraznicul ăsta? Nimic decât să fii la locul dumitale, să nu-ți faci mendrele cu fetele noastre. Ia mai tărăboi pentru... Ia seama, boierule, nu mă împinge așa. Lasă și tu să-și facă chefuri. Și dacă n-am poftă? Așa vă să zică. Dar boier, boier, dar cu ce drept își face poftele cu fetele noastre? Și că-i sub nasul nostru, păi nu-i ajung cu coanele lui? Așa? Așa. Aule, nu, da, Cucoane! Ai, creștini nevinovați, boierule. Asta e răsplata că te-am scăpat de la moarte. Piero, ține-ți firea. Da, nici gând. Iar tu ești un om brăzată că te lasă te giugiulească. Potolește, că nu e ce crești tu. Află că boierul vrea să mă ia de nevastă. Așa că degeaba te oțărăști. Ce ai spus? Păi nu ești în vorbă cu mine? Ce-a fost s-a dus pe cocă. Și dacă zici că ți la mine... Bucură-te că am să fiu cu Coane. Oh, mai bine să te văz cu mâinile cruce pe piept decât să fie altuia. Lasă, degeaba te necăjești. Când voi ajunge cu Coane, am eu grijă de tine. Mi-aduci ouă, cași și mai câștigi și tu un gologan doi. Dacă aș fi bănuit una ca asta, nu-l mai scoteam din apă. Ba mai dădeam una cu lopata în moalele capului. Să țină minte și pe lumea ilaltă. De degeaba, boierule, că-mi e frică de dumneata. Așteaptă tu. Dar puțin în față mie de dumneata. O să vezi, tu îndată. Lasă-mi ajunge cât am văzut. Stăpâne, dă-i pace, nu spune mintea cu un prost tânăr. Ascultă, băiatule, șterge de aici, nu mai sufla o vorbă. Da? Bine, ia că mă duc să-i spui tu și ce să petrece pe aici. Iată-mă în sfârșit bărbatul cel mai fericit de pe lume. N-aș schimba norocul meu pe toate comorile pământului. Nici nu bănuiești ce bucurii te așteaptă când vei fi soția mea. Și cât de... Aoleu, stăpâne, se încurcă iițele. Uite că vine și ailalt acum. Dar ce faci acolo, boierule? Te dai pe lângă Charlotte? Îndruci ei vorbe de dragoste. Dar împotriva, Maturin, ia-mi bate capul că vrea să fie soția mea. Iar eu îi răspund mereu că m-am logodit cu tine. Ce vrea Maturin cu dumneata? Da, e geloasă Charlotte, fiindcă ne-a văzut împreună. Ține morții să o iau de nevasă, dar eu i-am întors-o că mă însor cu tine. Ei, Charlotte, am o vorbuliță cu tine. Orice îi spune, dragă Maturin, nu-i chip să o fac să înțeleagă. Așa crede ea și pace. Mă rog, și două dacă vrei. Nu-ți strica gura degeaba, Charlotte, nu-i chip să o fac să înțeleagă. Ascultă ce spune Maturin, țignită rău. Da, eu aș vrea să știu. Ce spune, mă, Charlotte, e încăpățânată ca un catâr. Crezi tu cu adevărat că eu... Potolește-te, Maturin, dragă, ai s-o pățiși cu nebuna. Nu cumva ai crezut?
Charlotte, lasă-o în pace. Vrei să facă vreo prostie? Nu, nu se poate. Trebuie să mă răfuiesc cu ea. Mor să știu ce se închipie dumneavoastră. Maciurin, are să spui că am făgăduit să o de soție. Fac prinsoare. Eu am de ies. Charlotte, să-mi dai capul dacă nu răspunde că am dat cuvântul că mă însor cu ea. Ascultă, Charlotte, nu e faptă de omenie să alegi după avutul altuia. Și nu e treabă ce-i stigă să te burzuluiești, fiindcă boierul stă de vorbă cu mine. Da, pe mine m-a văzut întâi boierul. Ce te-a fi văzut întâi pe tine, dar după tine m-a văzut pe mine. Și mi-a făgăduit să mă ia de nevastă. Ce spune, la dragă Maciorină? Cu voia dumitale, stăpânul mie, iar nu luminăției tale, mi-a făgăduit să mă ia de nevastă. Am avut sau n-am avut dreptate, dragă Charlotte? Mai vezi de alta surată, pe mine mă ia. Dumneata să prostești pe cine ai mai prostit. Și pe mine mă ia. Degeaba îi dai cu clanța. Ai făgăduit dumneata, boierule, că o iei de nevastă? Suc de mine. E adevărat, boierule, că ai dat cuvântul dumitale că o să-i fii bărbat? Ce crezi că am căpiat? Vezi că nu te gădăiește? Și acum dă-i pace, Charlotte. Ai fost martoră că n-a zis nu. Maturin, cred că în sfârșit ești mulțumită. Eu tot vreau să aflu ce e la mijloc. Când te văd cum faci pe grozava, mă apucă sila. Să spui boierul dacă mai văzut o a doua nătăfleață ca tine. Da, dar să spui dacă mai văzut alta cu buze mai umflate ca tine. Boierule, spune odată, care din noi două vorbește în bobote? Așa e, boierule, curmă odată istoria asta. Hai să vezi, dumneata, numai decât. Ba, dumneata, hai să vezi. Grăiește, rogu-te, boierule. Ah, zi odată. Dar ce vreți să vă spun? Și una și alta susțineți că v-am făgăduit să vă iau de nevastă. Așa. Vă îndoiți de ce parte adevărul de măsiliți să vă încredințez pe rând? De ce măsiliți să spun de două ori același lucru? Cea care i-am făgăduit cu adevărat nu e mulțumită că poate să-și bată joc din plin de ce spune cealaltă? Și în moment ce o să-mi țin făgăduiala, ce rost mai are să-și facă inimă rea? De a-și vorbi până mâine tot n-ați afla mai mult, fiindcă în zadar vorbești dacă nu înfăptuiești. Da. Faptele, iar nu vorbele, sunt hotărătoare. În zadar m-aș trudi acum să curm nedumerirea voastră. Când m-o insura, o să vedeți care din voi a pus stăpânire pe inimă. Maciorin, las-o să creadă ce-o poftim. Ce pierd, Charlotte, dacă închipuirea o poartă prin ori? Nu ești dragă, numai tu ești dragă. Toate femeile sunt niște ciume pe lângă tine. Aici, stăpâne, alta acum. Uite, vine în fugărame. Dar ce? Ce-i rame? De ce alegi așa? Domnule, domnule, am venit să spun că ar fi bine să o ștergi. Ce spui? Te caută 12 călăreți și cred că vor fi aici dintr-un minut într-altul. Nu știu cum au aflat că te găsești prin meleagurile noastre, dar mi-a spus un țăran că l-au întrebat despre dumneata și te-au zugrăvit întocmai. E primejdios, ascultă-mă pe mine, așa că ar fi bine să fugi cât mai vreme. Frumoaselor, o întâmplare neprevăzută mă silește să plec de grabă. Cum? Dar vă rog să vă amintiți de cuvântul dat și fiți încredințate că mâine seară, cel mai târziu, veți avea știri despre mine. Da. Să mergem, zganare. Să mergem. Cum ei sunt 12 și eu unul singur, da? Trebuie să recurg la un vicleșug ca să abat năpasta care mă pândește. Zganarel, ai să îmbraci hainele mele, iar eu... Aoleu, stăpâne, îți bați joc de mine? Vrei să mă prindă în straile dumitale și să mă omoare? Haide, n-avem timp de palavre. Îți fac prea mare cinste și ferice de sluga care se învrednicește să moară în locul stăpânului. Îmi foarte mulțumesc de așa fericire. Doamne, Doamne atotputernic, dacă e scris să se întâmple moarte de om, apoi fă să nu mor în locul altuia. Zadarnic s-ar fi împotrivit zganarel. Porunca-i poruncă. Dar teama că va fi ucis de urmăritori, fiind luat cu ușurință drept stăpânul său, îl face să scornească altceva. Se travestește în medic de țară, iar pe domn Joan îl îmbracă în straie țărănești. Astfel schimbați, ei părăsesc în grabă satul și în scurt timp ajung în pădurea din apropiere. Pe cinstea mea că nu sunt băiat prost, fiindcă iată-ne pe amândoi ascunși cum nu se poate mai bine sub straiele astea de împrumut. Ce ai vrut dumneata la început nu era tocmai potrivit. Însă așa cum suntem, nimeni nu ne mai poate recunoaște. Într-adevăr că te-ai înțorit de minune. De unde ai scos pe pământul ăsta caragios? Ăsta? E al unui doctor bătrân care l-a lăsat amanet într-un loc de unde l-am scos eu. Oh, m-a costat o sumedenie de bani. Și nu o să mă crezi, stăpâne, când ți-o spune că datorită lui am ajuns la preț. Că cine mă întâlnește și scoate pălăria în fața mea, ba vin să mă întrebe și fel de fel de lucruri, parcă aș fi cine știe ce meșter învățat. Bine că ai sprăvit, fiindcă cu flecăreala ta văd că ne-am rătăcit. Dar ce-l văd ochii? Un om atacat de 3 inși deodată? Oh, asta e curată ticăloșie. Trebuie să-i sar neapărat în ajutor.
Stăpânul meu a turbat de tot. Dacă se văr așa în primejdie, fără niciun rost. Da, văd că ajutorul lui e de folos, fiindcă doi au pus pe goană trei. Când văd cu ce rețeală au șters-o tâlharii, îmi dau seama de vârtoșenia brațului dimitale. Dă-mi voie, seniore, să-ți mulțumesc din adâncul sufletului pentru ajutorul pe care mi l-ai dat și să... Am făcut ceea ce ai fi făcut fără îndoială și dumneata, dacă erai în locul meu. În împrejurări de soiul acesta, cinstea noastră însă și în joc. Și sprava ticăloșilor acelora a fost atât de rușinoasă că ar fi însemnat că sunt părtași la ea, dacă nu săream să te ajut. Dar cum s-a întâmplat de-ai căzut în mâinile lor? Fără să bag de seamă, m-am rătăcit de fratele meu și de cei ce ne însoțeau. Și cum învârteam încoace și încolo ca să le dau de urmă, am căzut peste tâlhare de adineaur, care mi-au ucis calul și m-ar fi ucis și pe mine, fără ajutorul dumitale. Aveați fără îndoială de gând să vă duceți la oraș? Nu chiar în oraș, prin împrejurimile lui. Fiindcă și eu și fratele meu suntem siliți să răscolim drumurile și satele din pricina unei împrejurări, din cele care constrâng pe senior și familiile lor să se jertfească pentru cinstea neamului, fiindcă răzbunarea, oricât de blajină, aduce după ea neplăceri de tot soiul. Dacă nu-ți pierzi viața, te vei sili să-ți pierzi patria. Singura noastră mângâiere în astfel de împrejurări este că nici cel care ne-a jignit din zăpăceală sau ușurință n-o duce mai bine. Dar fără să crezi cumva că am de gând să te scodesc, ești bun să-mi spui despre ce nelegiuire e vorba? După cum stau lucrurile în clipa de față, nu mai are niciun rost să păstrezi taina și jicnirea odată știută de toată lumea. Datoria noastră nu mai e să ascundem rușinea, ci să urmărim răzbunarea, țintă pe care s-o mărturisim pretutindeni. Prin urmare, seniore, nu mai umblu cu ocoluri și spun verde în față că urmărim să răzbunăm cinstea surorii noastre, batjocorită și răpită de la mănăstire, și că făptuitorul acestei jigniri este un oarecare Don Juan Tenorio, fiul lui Don Luis Tenorio. Îl căutăm fără încetare de câteva zile, deoarece un slujitor ne-a spus că are obiceiul să iasă călare însoțit de 4 sau 5 prieteni de-a lungul acestui țărm. Dar toate cercetările noastre au fost până acum zadarnice, fiindcă n-am izbutit să dăm peste el. Dumneata îl cunoști pe Don Juan? Eu nu, fiindcă nu l-am văzut niciodată la față. Dar mi l-a zugrăvit fratele meu cu amănunțime. Oricum, are o faimă foarte proastă și e un om a cărui viață... Te rog să nu mai urmezi. Are puțin prieteni și aș săvârși o faptă urâtă dacă aș îngădui să se vorbească rău de el în fața mea. Atunci, din stimă pentru dumneata, nu mai adaug nimic. Fiindcă după ceea ce ai făcut pentru mine scăpându-mi viața, e o datorie ușor de îndeplinit de a nu mai vorbi de rău despre cineva pe care îl cunoști. Dar oricât de prieten ai fi, nădăjduiesc că nici nu-i dai dreptate pentru isprava lui, nici nu ești supărat pe noi că urmărim să ne răzbunăm. Dimpotrivă, sunt gata chiar să vă ajut și să vă scutesc de osteneli zadarnice. Sunt prieten cu Don Juan și n-am ce să fac, dar nu e frumos lucru să jignească niște seniori ca dumneavoastră fără să-și primească pedeapsa. Și dacă dumneavoastră consimți, o să-l silesc eu să spere jignirea pe care v-a făcut-o. Și în ce fel crezi dumneata că se poate spăla jicnirea de care pomenești? În felul pe care cinstea dumneavoastră îl va găsi mai potrivit. Așa că nu mai lua osteneala căutându-l pe Don Juan. Mă însărcinez eu să-l aduc când dorești și unde dorești. Oh, pentru un suflet chinuit, nădejdea pe care mi-o dai e o adevărată mângâiere, seniore. Dar după ceea ce ai făcut pentru mine, aș fi nespus de îndurerat ca să te iau drept martor la duel. Sunt atât de legat de Don Juan, încât dacă se bate el, trebuie să mă bat și eu cu dumneata. În sfârșit, răspund de el ca de mine însumi. Și de aceea spunem, când dorești să-l întâlnești pentru a vă putea spăla cinstea? Ce tristă soartă să datorezi viața prietenului lui Don Juan. Dar ia privește, un pâlc de călăreți. O boară de necar. S-ar putea să fie iar nevoie de spada dumitale. A, nu, nu, nicio teamă. E fratele meu Alonso cu oamenii lui. Sfinte Dumnezeu, e cu putință. Cum, frate, stai de vorbă cu vrășmașul nostru de moarte? Ce vrășmaș de moarte? Da, sunt Don Juan. Cum? Și faptul că sunteți atât de numeroși
Nu mă împiedică să-mi rostesc numele. Atunci, ia-i vânzătorule! O să mă ascund pe undeva, că nu-mi ia bună. Oprește, frate! Omului acestuia îi datorezi viața. Fără ajutorul bratului său, aș fi fost omorât de tâlhaș. Ai poftit această întâmplare să mă împiedici să mă răzbuna? Ajutorul ce vine de la un braț vrășmaș nu se cuvine să ne înmoaie inimile. Și oricât am vrea să măsurăm fapta bună de acum cu ticăloșia săvârșită, recunoștința ta, frate, de râs. Iar cum cinstea este de 1000 de ori mai prețioasă decât viața, nu datorezi nimic celui care ți-a scăpat viața, dar ți-a nimicit cinstea. Cunosc și eu, frate, deosebirea pe care orice senior trebuie să o facă între una și între cealaltă. Și recunoștința nu șterge din inima mea amintirea jicnirii. Dar îngăduiem să-i dau înapoi aici ceea ce mi-a dăruit, să mă plătesc numai decât de viața pe care i-o datorez, amânând răzbunarea noastră și îngăduindu-i un răgaz de câteva zile în care să se bucure de roadele isprăvisare. Asta nu! Fiindcă am primejduit răzbunarea noastră amânând-o. Și apoi, de unde știm că ne mai întâlnim cu un prilej atât de nimerit? Cerul ne l-a trimis să ne folosim de darul lui. Când cinstea-i pălmuită cu atâta nerușinare, nu te mai gândești la altele. Și dacă ți-e greu să alături brațul tău de-al meu, dă-te înlături și lasă-mă să culeg eu singur prețul ispășirii. Frate, gândește-te! Tot ce mi-ai adăugat de prisos trebuie să moară. Încă o dată îți spun, frate, oprește! Nu dau voie nimănui să-i primeștească viața și jur pe cel atotputernic că-l voi apăra împotriva oricui, făcând scut din trupul acesta pe care l-a scăpat de loviturile ucigașilor. Sabia ta mă va străpunge pe mine înainte de a ajunge la el. O să zic că e partea vrășmașului nostru împotriva mea. Și în loc să spumeci de mânie văzându-l în fața ta, rostești cuvinte pline de îngăduitoare simțăminte. Dragă frate, să nu depășim măsura, chiar când fapta noastră e îndreptățită, răzbunând cinstea noastră printr-o dezlănțuire din calea afară de nepotrivită. Să ne stăpânim pornirile inimii, cruzimea să nu ne întineze bărbăția într-așa măsură încât ce vom săvârși să pară porunca unei sminteli oarbe. Răzbunarea noastră, cu cât vom amâna-o, cu atât va fi mai grăitoare. Vom trage pentru noi foloase și mai mari, fiindcă toată lumea va recunoaște că, deși am avut prilejul să ne răzbunăm, n-am făcut-o și am așteptat ceasul potrivit. Ce ciudată slăbiciune! Ce groasnică orbire! Să pui în cumpănă răzbunarea cinstii tale din pricina unei datorii fără rost și fără îndreptățire. Nu, frate, nu te turbura pentru ceea ce mă privește numai pe mine. Dacă greșesc cumva, voi ști cum să îndrept lucrurile. Mă pricep cum să-mi spăl cinstea, cunosc poruncile ei și această amânare de o zi pe care ți-o cer nu face decât să-mi sporească dorința arzătoare de a mă răzbuna. Don Juan, vezi cât mă străduiesc să-ți dau înapoi bunul pe care mi l-ai dăruit. Cu aceeași căldură cu care ți-am plătit fapta cea vrednică, voi ști însă să răsplătesc rușinea pe care ne-ai făcut-o. Nu uita că ne-ai dat cuvântul că Don Juan, el și nu altul, se va găsi în fața noastră. Te rog să te ții de păgăduială și adu-ți aminte că, plecând de aici, nu voi mai asculta decât de porunca cinstei mele. Nu v-am cerut nimic și voi îndeplini ceea ce am făgăduit. Și acum să plecăm, frate. O clipă de îngăduință nu o să ne abată de la împlinirea datoriei noastre. Ei, Zgararelli, ia poftim încoace. La poruncă, stăpâne. Ce faci, ticălosule? Dai bir cu fugiții când mă vezi în primejdie. Iartă-mă, stăpâne, am fost colean poiană. Eu cred că haina asta e bună împotriva constipației, că de când am pus-o pe mine, parcă am luat sare amar. Acum ești obraznic. Găsește altă minciună dacă nu vrei să aflu că ești fricos. Eu? Ia ghicește cine era cel căruia am scăpat viața. Habar n-am, stăpâne. Fratele Elvirei. Fratele? E un om cum se cade. S-a purtat foarte frumos și îmi pare rău că o să am neplăceri cu el. Las că știi dumneata să o scoți la capăt. Da, dar dragostea mea pentru doamna Elvira e moartă. Firea mea
nu se împacă cu legăminte pe vreme îndelungată. În dragoste îmi place schimbarea și n-am să fiu niciodată în stare să-mi feric inima între patru ziduri. Dar ce clădire măreață se zărește colo printre copaci? Cum, nu știi? Habar n-am. Atunci, dacă nu știi, află de la mine. Este mormântul comandorului pe care l-ai omorât, dumneata. A, da, am auzit. Dar nu știam că e prin părțile astea. Se povestesc lucruri minunate despre mormântul acesta și despre statuia comandorului. Hai să vedem și noi. Stăpâne, nu te duce într-acolo. Dar pentru ce? Nu se face să te duci la un om pe care l-ai omorât. Ba, dimpotrivă. Omenia îmi poruncește să mă duc să-l văd. Ispravă de care o să-mi fie recunoscător dacă e om bine crescut. Hai, hai să intrăm înăuntru. Hai. Ce minunăție! Ce statui mărețe! Și ce marmură lucioasă! Ai, ce stâlpi falnici! Ce spui, stăpâne, de așa mândrețe? Că trufia mortului acestuia nu cunoaște margini. Fiindcă nu ți se pare ciudat ca un om care toată viața lui s-a mulțumit cu un adăpost ca oricare altul, să-și dureze o locuință falnică, tocmai când nu-i mai slujește la nimic? Uite și statuia comandorului. Falnic mai în haină de împărat roman. Oh, ia privește, stăpâne, ce bine e cioplit. Parcă trăiește și e gata să vorbească. Aoleu, mi-aruncă niște priviri care m-ar băga în boală de aș fi singur. Dar și nu pare deloc bucuros că ne vede. Foarte prost din partea lui. Dacă nu e în stare să prețuiască cinstea pe care o fac. Ia întreabă-l. Iar face plăcere să cineze cu noi? Nu prea cred să aibă poftă de mâncare. Întreabă-l cum îți spui. A trebuit să fiu nebun să intru în vorbă cu un om de piatră. Fă ce-ți poruncesc. Altă trăsnai. Signore comandor! Aș crede că am înnebunit dacă stăpânul meu n-ar fi mai nebun decât mine. Signore comandor, stăpânul meu, domn Juan, te întreabă dacă vrei să ne faci cinstea să cinezi cu noi. Ține-mă, Doamne, asta să-ți slăbăne din cap. Ce te-ai găsit? De ce tremuri și ce îndrugi acolo? Statuia. E ce e cu statuia? Ce vrei să spui, ticălosule? Vreau să spun statuia. Mai departe, ce e cu statuia? Îi sprăvește că-ți fărâm creierii. Statuia a făcut semn în cap. Dracu să te-a de aiurit. Mi-a făcut semn, crede-mă. Mă jur pe ce vrei, că nu spun minciuni. Uite, dacă nu vrei să mă crezi, vorbești dumneata. Poate că... Vino cu mine, netrebnicule. Să-ți arăt eu că ești un fricoș și jumătate. Ia seama acum. Senior comandor, vrea să cineze cu mine? Vrea. Ai dreptate, dă din cap. De ce nu mă înghite mai bine pământul? Acum ce mai spui, stăpâne? Hai să plecăm mai repede de aici. Nu. Să te ferească Dumnezeu de grozavi ăștia care nu vor să creadă în nimicul. La locuința lui Don Juan, aflată în oraș, Zganarel, încă sub stăpânirea cumplitei spaime prin care trecuse, nu mai contenește să-i vorbească stăpânului său despre strania întâmplare petrecută în cimitir. Cred că e mai bine să schimbăm vorba. La urma urmei nu are nicio însemnătate. Dacă nu ne-a înșelat întunericul, apoi cine știe ce început de amețeală ne-a împăinjenit privirile. Stăpâne, nu încerca să tăgăduiești ceea ce am văzut cu ochii noștri amândoi. Ascultă-mă pe mine. Am oțăit din cap. Și eu socot că Dumnezeu nu mi-a îngăduit minunea asta ca să te aducă pe calea cea dreaptă și să te smulgă din... Ascultă, dacă ai de gând să mă mai plictisești cu morala ta tâmpită, dacă mai scoți o vorbă măcar, poruncesc să se aducă o vână de bou. Aoleu. Pui trei sau patru slugi să te ție zdravă și să te snopească în lovituri. Ai înțeles? Am înțeles, stăpâne, de ce să nu înțeleg? Doar vorbești destul de lămurit.
Păi și pe urmă, ce-mi place mie la dumneata e că nu umbli cu ocoluri. Spui lucrurile pe șleau. Să mi se pregătească cina cât mai repede. Da, da, da. Adu-mi un scaun, băiețaș. Da. Stăpâne, a venit negustorul celălalt, domnul Dimanș, și vrea să vă vorbea. E, asta ne mai trebuie acum. Să înceapă să curgă creditorii. Ce l-a apucat să vie să ne ceară bani? Și tu nu te-ai priceput să spui că stăpânul nu e acasă? De un ceas îi spun, dar nu vrea să mă creadă. Stă alături pe un scaun și așteaptă. Să aștepte până nu mai putea. Ba dimpotrivă, spune-i să intre. Cum, stăpâne? E o foarte proastă socoteală să crezi că poți scăpa de creditori cu una cu două. Trebuie să-i plătești într-un chip oarecare. Am eu un meșteșug ca să-i fac să plece mulțumiți fără să le dau un gologan. Bună ziua, bună ziua, domnule. Oh, oh, domnule Dimanș, da, intră, intră, te rog. Ce bine-mi pare că te văd. Și n-ai idee ce supărat sunt pe slugile mele că te-au făcut să aștepți atâta. Dar e drept că am dat poruncă să nu primească pe nimeni, dar asta nu te privea pe dumneata, fiindcă dumitare oricând îți sunt deschise ușile casei. Da, vă sunt foarte îndatorat, domnule. Coloșilor, vă învăți o minte să-l mai faceți pe domnul Dimanș să vă aștepte. Vă faci o să cunoașteți oamenii. Lăsați, domnule. Unde pensați să spuneți că nu sunt acasă domnului Dimanș? Celui mai bun prieten al meu. Da, foarte mulțumesc de prietenie, dar eu venisem... Repede, repede, un jet pentru domnul Dimanș. Lăsați, vă rog. Stau bine și în picioare. Nu se poate, vreau să te am în fața mea. Nu cred că e de neapărat de nevoie. Dați la o parte scaunul ăsta și aduceți un jeț. Domnule, prea mare cinste pentru... Deloc, eu știu ce-ți datorez și nu vreau să fie nicio deosebire între noi doi. Domnule... Da, poftim, poftim, ia loc. Dar nu e nevoie, domnule, dar n-am să vă spun decât două vorbe. Uite-ți e... Dar ia loc când te rog. V-am spus că stau bine și așa. Am venit pentru... Degeaba, nu vreau să aud nimic până nu iei loc în jeț. Mă rog, mă rog. Atunci fac cum dorești, domnule. Așa, eu... Ce mai faci, domnule Dimanș? Ești sănătos? Da, mulțumesc, lui Dumnezeu. Am venit pentru... Mă prind că ai o sănătate de fier. Ia uite ce obraz roșcovan, ce ochi scăpărători, ce gură ca o fragă. Aș vrea dacă mă îngăduiți. Dar, doamna Dimanș, soția dumitale, ce mai face? Vă mulțumesc, e bine sănătoasă și ea. Cum se cade, femeie. Vă foarte mulțumește și ea. Eu am venit pentru... Da, parcă ai și o fetiță, Claudine, și ea e sănătoasă. Da, și ea. Așa, slavă domnule. Fermecător copil, mi-e dragă ca lumina ochilor. Oh, domnule, domnule, prea mare ce să ne faceți la toți. Dar eu venisem... Da, michiterul ăla, ștrengarul de colin, tot așa ridică casa în sus cu toba lui? Cum îl știți? Știți, dar eu... Da, cățelușul, Bruschi, tot așa tare mârie și mușcă de picior pe cine vine la dumneata? Oh, parcă s-a înrăvit și mai rău. Oh. Nu știu ce să facem, să-l potolim. Să nu ți se pară ciudat că întreb de tot neamul. Deci știi ce dragi îmi sunteți cu toți. Doamne, vă suntem cum nu se poate mai îndatorate. Dar eu... Și acum dă mâna, domnule Dimanș, suntem prieteni. E sluga dumitale, domnule. Al dumitale din toată inima. Încă o dată, prea mare cinste. Știți, eu... Nu știu ce aș fi în stare să fac pentru dumneata. Domnule, sunteți prea bun. Și asta fără niciun fel de gând ascuns, te rog să mă crezi. Cred. Dar mă întreb, cum de m-am învrenicit de atâta bunătate, fiindcă eu venisem... Ascultă, domnul Dimanș, vrei să mănânci cu mine? Așa, pe nepregătite. Îmi pare rău, dar trebuie să mă întorc acasă. Eu... Atunci, repede, un sfeșniță iluminați domnul Dimanș și 4 sau 5 servitori să-l întovărășească până acasă. Înarmați până în dinți. Dar nu e nevoie, domnule, de atâta supărare. Lăsați că mă duc și singur. Vedeți că eu... Lasă că știu eu ce fac. Nu poți pleca neîntovărășit. N-aș vrea să părsești ceva pe drum. Sunt omul dumitale și mai ales îți sunt îndatorat. Și dumitale și la toată lumea. N-am ce ascunde la urma urmelor. Atunci... Îmi dai voie să te însoțesc până la poartă? Vai, domnule, dar asta nu îngăduie, eu știi, domnule, să mă compleziți cu... Atunci sărută-mă cel puțin. Și te mai rog încă o dată, fii încredințat că sunt omul dumitale și nu știu ce aș fi în stare să fac...
pentru a te mulțumi. Da, da, da. Știți că eu... Bine, cu bine, da, da, dragă, eu, domnule Dimanș. Trebuie să știi, domnule Dimanș, că stăpânul meu se topește de dragoste după dumneata. Da, da, asta e drept. E așa de cum să cade și de prevenitor cu mine, încât mi-e peste putință să încerc bani. Da, te rog să crezi că toți cât suntem în casa asta ne dăm în vânt pentru dumneata. Și aș vrea să te găsești la mare strâmtoare, să tabere cu ciumegile pe dumneata, pentru ca să te încredințezi singur în ce măsură noi... Da, nu mă îndoiesc, nu mă îndoiesc. Da, ascultă, Zganarel, adu-i aminte, te rog, de banii mei. Dar nu-ți face sânge rău, o să te plătească. Și nu uita, Zganarel, că și dumneata ai o mică datorie la mine. A, jupâne, de ce mai mi-a dus să-și aminte? Cum adică? Apar că eu nu știam că am acolo o mică datorie. Păi atunci plătești în banii. Hai, jupâne, să-ți luminez drumul. Bine, dar banii mei, banii mei. Nu te-am de glumă, jupâne. Eu vreau... Hai deodată. Cu mine nu merge. Vezi de alt. Mie să... Vorba! Stăpâne, a sosit tatăl dumneavoastră. Oh, strașnic s-a nimerit. Să știți că o să nebunesc de-a binerea pe ziua de azi. Îmi dau seama că nu ești la largul dumitale și că te-ai fi lipsit bucuros de prezența mea. La urma urmelor, nu ne face plăcere niciunuia din noi întâlnirea asta. Și dacă dumneata ești sătul să mă tot vezi, eu sunt sătul de năzbâtiile dumitale. În ce prăpăstii te-ai coborât? Nu ți se urcă sângele în obraz gândindu-te din ce neam te-ai născut? Și mai ai îndrăzneala să te fălești cu obârșia ta? Află de la mine că un om de neam mare care trăiește ca un nemernic e o iasma naturii. Și că mă uit mai puțin la numele cu care semnezi decât la faptele pe care le săvârșești. Că prețuiesc de 1000 de ori mai mult pe fiul unui hamal decât pe vlăstarul de neam regesc, dacă s-ar purta în viață ca dumneata. Cred că dacă ai sta jos, ai vorbi fără să te ostene. Nu, neobrazatule, n-am să stau jos și n-am să mai adaug nimic la ce-am spus. Fiindcă îmi dau seama că vorbele mele n-au găsit calea inimii tale. Dar află, copil fără rușine, că faptele tale au nimicit dragostea mea de părinte. Că voi ști, mai curând decât îți închipui, să pun frână nemerniciilor tale, rugând cerul să te strivească cu mânia lui, pentru ca pedeapsa ce vei primi să spele rușinea că ți-am dat viață. No, de ce nu murei mai repede? E singurul lucru bun ce mai puteai face. Fiecare la rândul lui. Îmi vine să turbesc când văd părinți care trăiesc cât copiilor. Stăpâne, nu te-ai purtat frumos. Nu m-am purtat frumos? Stăpâne... Nu m-am purtat frumos? Nu, stăpâne, fiindcă nu se cuvenea să îndur să-ți spui ce ți-a spus. Trebuia să-l apuci de umeri și să-l dai pe ușa afară. Ce necuvință nemaiauzită! Un părinte care vine să-și mustre copilul, care îl îndeamnă să se îndrepte, ba îi mai aduce aminte din ce neam s-a născut, îl sfătuiește să se poarte ca un om de omenie și câte și câte alte nerozii de soiul ăsta. Cum ai putut să-l suferi? Dumneata, care știi să te porți în lume. Oh, blestemată slugărnicie, în ce hal m-ai adus. Vezi, Zganarel, n-ar fi poate lucru rău să mă cumințesc. Mie mi-o spui? Da, da, n-ar fi rău deloc să mă cumințesc. Uite, mai duc viața asta 20 sau 30 de ani și după asta mă fac om cum se cade. Dar cine bate în poartă la vremea asta? Cine dracu mai vine să ne tulbure? Nu lăsa pe nimeni să intre. Las pe mine, stăpâne, îi fac eu vânt. Dar ce? Cine e afară? Ăla care... Aia care... Statuia... Oricine ar fi, să intre. Vreau să vă arăt că eu nu mă sperii de orice. Aureos, Canariel, în ce groapă de șarpe te ascund acum. Statuia, comandorul. Don Juan, te poftesc să vii să iei masa cu mine, dacă nu ți-e frică. Mie?
vin bucuros cu zganarel. Am iertare, stăpâne, eu postesc. Ia sfeșnicul de colo și luminează-i drumul. Nu e nevoie de lumină când cerul ți îndreaptă pași. Totuși, ciudatele întâmplări al căror martor a fost în ultima vreme i-au dat se vede de gândit lui Don Juan. Dar nedesmințindu-se nici de această dată, gândurile lui au pornit pe o cale cu totul alta decât și-a firească. Nerăbdător să-și netezească drumul spre noi depărtări, el se gândește să recurgă la altă viclenie. Arătându-se deci plin de căință, Don Juan se înfățișează tatălui său. Iată-i stând de vorbă sub bătrânii arbori ai grădinii părintești, aflată undeva la țară, în vreme ce soarele scapătă după deal. Cum, fiule, cerul cel milostiv s-a îndurat în sfârșit de rugăciunile mele? E adevărat ce-mi spui? Nu cumva mă înșel. Și pot să pun temei pe vestea care mi-o dai, că te-ai îndreptat din rădăcirile tale? Da, tată. M-am lepădat de toate greșelile mele, dovedind lumii întregi că mi-am schimbat felul de viață. Copilul mă voi strădui din toate puterile ființei mele și te rog, tată, ajută-mă și dumneata să găsesc o făptură omenească care să-mi slujească drept călăuză și după sfatul căreia să pășesc înainte pe drumul ales. Fiule! Cât de repede își revine o dragoste de părinte și cum toate supărările pricinuite de propriul copil se topesc în fața celui mai neînsemnat cuvânt de părere de rău. Am uitat toate amărăciunile pe care mi le-ai pricinuit și vorbele pe care le-ai rostit adineauri au șters tot din amintirea mea. Nu-mi vine să cred în atâta fericire. Sărută-mă, copile! Da. Și stăruie, rogu-te, în hotărârea ta laudabilă. Acum mă duc să împărtășesc și mamii tale vestea cea bună. Să împart cu ea bucuria negrăită care m-a copleșit și să mulțumim amândoi providenții care ți-a inspirat o purtare de adevărat creștină. Mă duc la ea. Stăpâne, ce bine îmi pare că te-ai pocăit. De când tânjeam eu după asta? Și acum, datorită celui de sus, iată dorința mea împlinită. Ce? Tu iei drept lucruri adevărate bazaconile pe care le-am înșirat? Și crezi că gura mea se înțelesese cu inima? Cum? Va să zic că n-a fost... Nu te-ai... Toată spovedania dumitale... Ce om... Nu m-am schimbat câtuși de puțin și simțimintele mele au rămas aceleași. Nici măcar minunea cu statuia aceea mișcătoare și vorbitoare nu a putut să te înduplece. Cu privire la statuie... E ceva la mijloc ce nu mi-l lămuresc tocmai bine. Dar oricum ar fi, nu e în stare nici să-mi zdruncine cugetul, nici să-mi turbure mintea. Am spus că vreau să mă îndrept și să trăiesc o viață nepătată, fiindcă am eu rosturile mele. A fost o viclenie care să-mi folosească, o prefăcătorie ca să adorm mânia unui părinte de care am nevoie, dar mai ales să mă pun la adăpost de... tot soiul de neplăceri care mi-ar putea veni din partea altora. Atunci ai rămas același necredincios ca mai înainte. Dar vrei să treci drept domn de omenie. De ce nu? Sunt afară de mine atâția alții care se folosesc de aceeași viclenie, care își lipesc pe obraz aceeași mască spre a înșela lumea. Ce om! Nimeni în vremurile noastre nu se mai rușinează pentru atâta lucru. Prefăcătoria... E un viciu la modă și tot ce e la modă trece drept virtute.
A te juca de a omul cum se cade e lucru cel mai ușor în ziua de azi. Și meseria de prefăcut e cea mai binevenită dintre toate, fiindcă minciuna e prețuită de toată lumea. Iar atunci când e dovedită, nimeni nu îndrăznește să se ridice împotriva ei. Toate celelalte cusururi omenești sunt supuse ocării, pot fi înfruntate de oricine. Prefăcătoria e un viciu de frunte care închide gura la toată lumea și se bucură de liniște, de a tot puternică ocrotire. Cunosc atâția inși care au izbutit la depostul fățărniciei să șteargă amintirea tinereții lor zvăpăiate. Nici nu mă gândesc să mă lipsesc de dulci de mele năravuri, dar o să am grijă să mi le ascund și o să-mi fac de cap cu binișorul. Nu-mi va fi teamă când voi fi descoperit, fiindcă toată ceata de înșelători îmi va sări în ajutor și mă va apăra împotriva oricui, fără să am nevoie să ridic măcar un deget. E singurul chip de a te folosi de slăbiciunea oamenilor și de a-ți găsi un rost în ticăloșia veacului în care trăim. Doamne, ce mi-a fost dat să aud! Atât ați mai lipsea! Prefăcătoria ca să pui vârf la toate, să ajungi pe culmile ticăloșiei! Oh. Stăpâne, nu mai pot să tac! Trebuie să-mi descarc sufletul orice mi s-ar întâmpla! Fă cu mine ce vei crede de cuvință! Pune să mă bată cu ciomegile! Omoară-mă dacă vrei! Dar lasă-mă să-ți pui ce mă arde pe suflet, ca o slugă credincioasă ce-ți sunt! Crede-mă, stăpâne, că ulciorul nu merge de multe ori la apă, că se sparge și el. Și după cum foarte bine a spus un învățat cu carte, despre care habar n-am cine a fost, omul e pe lume ca pasărea pe cracă. Și craca e lipită de copac și cine e lipit de copac urmează învățămintele cele bune. Da, învățămintele cele bune prețuiesc mai mult decât vorbele frumoase. Vorbele frumoase se aud la curtea regească. La curtea regească sunt lingușitori. Lingușitorii urmează moda. Moda vine din închipuire. Închipuirea e o însușire a sufletului. Sufletul ne dă viață și viața se sfârșește cu moartea. Da, da, da. Moartea ne îndeamnă să ne gândim la cer. Cerul e deasupra pământului și pământul e mare. Marea e bântuită de furtuni. Furtunile scufundă corăbile. Corăbile au nevoie de un bun cârmaci și un bun cârmaci e plin de chipzuință. Bine, da, da, știu, chipzuința nu e dragă tinerilor. Tinerii trebuie să asculte de bătrâni. Așa, bătrânilor le plac bogățiile. Bogățiile fac pe oameni bogați. Bogații nu sunt săraci. Săracii sunt mereu în nevoie. Nevoia nu cunoaște lege. Cine nu se teme de lege trăiește ca o vită și prin urmare dracu să te înghită. Minunat fel de a judeca. E drept. Ah, da, dacă nu mă înșel, iaca. Don Carlos vine încoace pe alea grădinii. Bine că te găsesc, domn Joan. Îți pot vorbi aici mai în voie decât la dumneata. Spune-mi, ce hotărâre ai luat? Știi că asta mă privește pe mine. Că eu m-am prins în fața dumitale să duc neînțelegerea dintre noi la un sfârșit. În ce mă privește, nu-ți ascund că aș fi bucuros ca lucrurile să se petreacă cât mai domol. Mă voi strădui din toate puterile mele ca să te aduc pe calea cumințeniei, consimțind în fața tuturor să o iei pe sora mea de soție. Vai, aș dori numai decât din toată inima să aduc la îndeplinire dorința dumitale, dar cerul se împotrivește fățiș. El mi-a strecurat în suflet dorința de a-mi schimba cu totul felul de trai, într-așa măsură încât am hotărât să rup toate legăturile cu lumea aceasta, să mă despoi cât de curând de toate zădărniciile pământești, să-mi răscumpăr printr-o strașnică ispășire toate rătăcirile în care m-a târât înflăcărarea tinereții mele. Schimbarea dumitale, domn Joan, nu zădărnicește într-un nimic a ceea ce doresc eu. Și tovărășia unei femei pe care ai făcut-o soția dumitale legiuită se împacă foarte bine cu vrednicele hotărâri pe care cerul ți le-a hărăzit. Aici te înșeli, fiindcă însăși sora dumitale mi-a spus că a luat aceeași hotărâre întorcându-se înapoi la mănăstire. După cum vezi, milostivirea cerească ne-a trimis binecuvântarea ei în același timp amândorora. Întoarcerea ei la mănăstire nu ne mulțumește, fiindcă e datorită fără îndoială disprețului dumitale față de ea și de familia noastră. Onoarea noastră cere
ca să trăiască mai departe cu dumneata. Dar crede-mă că nu mai e cu putință. Îți jur că n-am avut dorință mai arzătoare. Dar astăzi chiar m-am sfătuit cu cel de sus. Și cum ne sfătuiam amândoi, aud deodată un glas care îmi poruncește să nu mă mai gândesc la sora dumitale, fiindcă urmând să trăiesc cu ea, n-o să-mi izbăvesc niciodată sufletul de păcate. Nu cumva ți închipui, Don Juan, că o să ne amețești cu asemenea scorneli? Îndeplinesc porunca celui de sus. Și crezi că am să mă mulțumesc cu asemenea răspuns? Facă-se voia celui de sus. Ai răpit-o pe sora noastră de la mănăstire și acum o părăsești? Dacă așa e porunca celui de sus. Și crezi că o să îndurăm jicnirea asta? Cere socoteală celui de sus. Ce-i dai zor mereu cu cel de sus, cel de sus? Așa-i place celui de sus. Ajunge, Don Juan! Am priceput. Nu vreau să te pedepsesc aici, fiindcă locul nu e potrivit. Dar în curând o să știu eu unde să te găsesc. Fă cum dorești. Ai văzut prea bine că nu sunt fricos și că mă pricep să mă slujesc de spadă când e nevoie. Uite, peste câteva clipe o să trec pe ulicioara pustie care duce la mănăstirea din apropiere. Dar te înștiințez dinainte că nu eu sunt cel dornic să curgă sângele. Cel de sus mă oprește de la asemenea gând nelegiuit. Iar dacă te azvârle asupra mea, o să vezi ce-i să pățești. O să văd ce e de văzut. Despre asta nu duc nicio grijă. Stăpâne, cinste înfățișarea asta nouă. Să știi de la mine că asta e mai nelegiuită decât toate. Nu spui drept că așa cum erai înainte, mai nădăjduiam în scăparea dumitale. De acum însă s-a isprăvit cu dumneata, fiindcă cerul care ți-a răbdat atâtea s-a săturat și el de minciunile dumitale. Lasă, lasă, cerul nu e atât de grăbit cum îți închipui tu. Și de câte ori oamenii... Ține-mă, Doamne, o vedenie. Stăpâne, cerul îți trimite încă un semn. Se poate. Dar îl poftesc să se rostească nelămurit, dacă vrea să pricep ce spune. Don Juan, a sosit cea de urmă clipă în care mai poți cere îndurare cerească. Dacă nu te pocăiești numai decât, pierzania ta e hotărâtă. Ai auzit, stăpâne? Cine îndrăsnește să mă amenințe? Parcă glasul mi-e cunoscut. Stăpâne, e Stafie. O cunosc după mers. Stafie, știmă sau diavol, vreau să știu cine e. Stăpâne, ai văzut cum și-a schimbat înfățișarea? Oricum ar fi chipul, pe mine nimic nu mă sperie. Și spada asta o să-mi spui acum dacă e trup omenesc ori plăsmuire de ceață. Stăpâne, vino-ți în fire după atâtea semne. Pocăiește-te cât mai timp. Cu niciun preț. Nu vreau să se spuie orice s-ar întâmpla, ca aș fi în stare să mă pocăiesc. Haide, vino cu mine. Stăpâne, uite, statuia. Vine din nou statuia. Oprește-te, Don Juan. Mi-ai dat ieri cuvântul că mănânci cu mine. Sunt gata. Încotro mergem. Dă mâna. Poftim. Don Juan, cel ce stăruie în păcat piere de moarte cumplită și îndurarea cerului pe care o respingi lasă drum slobot trăsnetului. Dumnezeule, ce se petrece cu mine? Mă arde un foc nevăzut. Mi-e rău. Trupul mi s-a prefăcut în jeratic mistuitor. A înghițit pământul. Hei, oleu, simbria mea. Cine îmi plătește simbria? Cu moartea lui, toată lumea e mulțumită.
cerul înfruntat, legile nesocotite, fetele pângărite, neamurile păcălite, părinții jicniți, femeile înșelate, bărbații încornorați. Toată lumea e, în sfârșit, mulțumit. Tat Don Juan de Molière, traducere de Alexandru Chirițescu. Adaptare radiofonică de Virgil Teodorescu. Înregistrare realizată în anul 1956. Distribuția a fost următoarea. Don Juan Nicolae Brancomir, artist emerit. Zganarel Tudorel Popa. Guzman Dem Savu. Don Carlos Constantin Bărbulescu. Don Alonso Alexandru Ciprian. Don Luis George Iliescu. Piero Ion Ciprian. La Violet Nicolae Enache. Dimanș Virgil Vasilescu. La Rame Mircea Cojan. Elvira Marieta Deculescu, artistă emerită. Charlotte Teli Barbu. Statuia comandorului Aurel Atanasescu, artist emerit. Crainicul Alexandru Demetriad. Regia tehnică inginer George Buican. Regia muzicală Paul Urmuzescu. Regia de studio Ion Prodan. Regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.